Ea a făcut asta cu intenție, joaca asta, a vrut să-l instige cât mai tare ca ea să se poată răzbuna pentru ce a fost în trecut. Pentru că ea și ea a trebuit să facă anumite lucruri pentru el, deci ea a făcut-o cu intenție. Ea a vrut să rămână acolo, a vrut să fie toată joaca asta între ei. Ca să se răzbune, să-i întoarcă, așa cum zicea ea, sau... Nu am simțit să fac asta, doamna Andreea, pentru Emanuel, nu. Am vrut să-i întorc, cum m-a stat el pe capul meu atunci, am vrut să-i întorc eu lui Emanuel. Da. Și din asta l-am deranjat pe Ionuț, într-adevăr. Am exagerat, chiar am exagerat. El nu mi-a făcut asta, într-adevăr, Emanuel. Eu m-am dus prea departe. Dar ție... Ție nu-ți convine că zici ce zici acum? Ce nu-mi convine? Cum adică? Larisa, nu sunt cuvintele tale. Adică, tu spui asta ca să liniștești pe Ionuț. Dar ție nu ți se pare greșit ce ai făcut? Într-adevăr, în mintea mea, eu consider... Nu, cu gluma asta, cu ciupitura aia, da, mi se pare că am exagerat. Pentru că, na, și el are cuplu. Deci eu, dacă nu simt nimic pentru el, mi se părut așa un gest normal. Nu, l-am băgat de seamă să stau, să mă gândesc, măi, stai că l-am ciupit. Nu. Nu cred neapărat în gândirea mea. Asta mi-a zis, eu am vorbit și cu Dori. Dori a fost de aceeași părere cu mine. Dar mami, în schimb, și sora mea mai mare, a zis, fată, ai exagerat, ai nu știu ce. Dar eu, cum îți mai am altă gândire, mi se pare că n-am făcut așa ceva greșit. Că l-am deranjat pe el și că nu m-am dus la el, da, asta da. Dar glumele care le-am făcut, mi se părea așa, am mai făcut și cu Radu. În afară de... De mine nu mi-aduc aminte de fund, mi-aduc aminte de... Nu, măi, asta zic de ciupituri. De alea, nu. Ești, ți-e ciudă? Îți pare rău că pe tine nu te-a ciupit? Nu, a spus că asta a făcut și cu mine și nu mi-aduc... Nu, mai joculețe, ziceam, Radu. A, joculețe, da, ne-am jucat așa. În aceeași zi... Ai fost tu nervoasă și foarte supărată pe Ionuț. În urma reacțiilor lui. Și la testimoniale... dar și în culise. Ionuț? A, și Larisa. Pentru că poate, dacă te vezi, nu o să mai fie atât de supărată. Sau, poate că o să ai curaj să-i spui și lui ce simți și ce crezi. Hai să urmărim. Ce genul de persoană care, dacă tu mă chemi acum, când ai vrea tu, și eu simt că nu e ok, vin când vreau eu, nu când vrei tu. Tu, acum, după ce, practic, și tu ai greșit un pic, mă chem când vrei tu, păi stai un pic, că vin când vreau eu. Și, într-adevăr, n-am ținut cont de ce când m-a chemat el și am mai făcut și niște prostii, deși nu erau importante deloc pentru mine. E aici o concepție, serios, e o concepție atât de greșită. Când am și eu un prieten, ca să zic așa, o cunoștință care chiar mă pot juca pe moment, de ce să nu fac asta? Pentru că simt să fac lucrul ăsta. Măi, dar nu când îmi faci tu acum trebuie să aud, să fiu un 10 urechi, nu? Dacă accept, ok, nu mai... O să încerc să nu mai fac nici asta, deși na. Sunt niște chestii pe care el așa m-a cunoscut pe mine, le-am mai făcut. Mi se pare că îmi pierd vremea. O palme, să ciupească pe cineva. Ok, dar stai un pic, dacă stai să te gândești. Eu nu am făcut lucruri frumoase pentru Emanuel. Eu mergeam și puneam pe jos, ca și când eu am vrut să-i întorc gesturile. Într-adevăr că l-am mișcat, nu trebuia să-l pișc. L-am pișcat ca să-l doară, fată, nu vreau să pișca pe tine. Fată, dar tu știi că eu nu ți este gelos. Știi. Tu știi că nu-i placa să fie cu băieții. Știi. Și ai făcut exact ceea ce mi-ai făcut. Știi, o chestie gravă, că ție ți s-a dat băiețaș televizor și tu ai, nu ai încetat, ai mers și mai departe, și mai mult, și mai grav. Ce-i naiba să fac? Asta e. Doamne, doamne, iartă-mă că-s proastă de bubui, fată. Doamne, piciorul, stai super pentru atâta. Chestia e că eu când te piși, știu că te dore. Într-adevăr, nu trebuia să piși de fund. Fată, e problema că la Ionuț, știi cum e, lui pasă de televizor. Că se vede la televizor. Asta se vede, atunci asta e să stai singur și gata. Și îmi bag piciorul și mă duc acasă, mă lăs să plec. Dar serios, dar pe mine nu pot să fac nimic, ca lumea, doamne, iartă-mă, m-am jucat, a fost un joculeț, că tu nu faci la fel, doamne, iartă-mă, nu se întâmplă absolut nimic. Nu m-ar da să înceapă el să piște pe cineva sau băieții să piște de fata, eu dacă l-aș ști cum el, ca om, jucăuș și una alta,
Mamele, te înțeleg, ok, vii, îmi explici, dar că fac crize și drame. Ui, pe el nu înțeleg. Ce te deranja mai mult? Că l-am pișcat din joc, gen? Sau că nu l-am băgat în seamă, gen? Îți nervoasă că vreau să plec acasă odată, să mă auziți, vreau să plec. Pe bune, deci nu... Nu pot să-mi fac aici o relație liniștită, nici... Nu pot. Și dacă o să vină Ionuț aici, să-i zici că și eu sunt foarte supărată pe el. Da, foarte supărată, de aia că nu înțelege nimica. Larisa, uite-l în fața ta. Doamne, Andrei, am fost și foarte nervoasă oricum. Chiar am fost foarte nervoasă când am zis lucrurile astea. Eram și la testimoniale. Nu te-am și mai văzut sus, așa. Cum? Da, și mi se pare că vorbea din suflet. Nu! Ideea e că Ionuț nu-și dorește să facă chestii de televizor sau să se vadă cumva la televizor. Mi se pare ciudat și prostesc ca părinții mei și oamenii care mă cunosc pe mine să o vadă pe... Păi asta am vrut să viitoarea mea, poate soție, îmbrăcată într-un covor, în timp ce o răstogolește unul pe jos. Mi se pare penibil. Dacă voi acceptați chestiile astea, asta e treaba voastră, eu nu accept asta în viața mea. Nu mi s-a părut nimic ce pot înțelege și nimic absurd ca eu să mă supăr atunci când o chem pe iubita mea la mine, în condiția în care n-am putut să merg la ea și nici ea n-a fost dată să vină la mine și am prins o chestie să vină la mine, să-mi spui, lasă-mă că n-am chef, stau cu Emanuel. Mi se pare iar de neînțeles, dar dacă eu sunt absurd, îmi pare rău pentru chestia asta. Și nu știu, că mă ia nervii și încep și urlu pe aici, nu vreau să mă zic nimic. Eu vreau să întreb ceva. În momentul în care se juca cu Radu și venea cu frișca, mână plină de frișcă și Ionuț îl ținea pe Radu și amândoi se jucau și făcea și poate și el participa la chestii de genul aia, nu mai... Da, măi, dar el nu s-a băgat așa, Emanuel. El păi nu s-a băgat așa de mult atunci. Păi nu, dar la modul că a mai participat cu toți Emanuel, la momente de genul. Asta a venit, Radu i-a făcut asta prima oară, ei, ai înțeles? Și deranjându-mi și pe mine că el a făcut asta ei prima oară, normal că am ținut să facă și ea pe el. Păi da, și jocurile de genul nu poți să zici că alții se măscărești și tu nu faci. Nu pe el ca să stea să se joace cu Radu. Păi da, eu aia zic, jocurile în sine nu sunt ceva rău, adică la modul că nu mai ne jucăm și mai facem ceva. Chestie că eu am greșit. Decât dacă le face Radu, când le face Radu e măscărici, e toate felurile, dacă le fac ei sunt bune. Eu cu Radu, cu Larisa, cu cine mai fost și pe bune. De ce s-a întâmplat aici într adevăr? Am exagerat și eu. După aia mi-am mers, am turuit de numa, oricum eram sătulă. Eu vorbeam că deja nu mai... Că ai mai fost nervoasă, dar n-ai mai fost atât. Erai, parcă erai alt om. Hai de mă vede, mami. Asta trebuie să te gândești înainte să faci toate. Dar de ce? Da, măi, dar nu pot. Uite că câteodată îmi ies fără să stau să... Măi, fată, gândește-te înainte să faci un lucru. Gândește-te înainte să vorbești ceva. Dar Risa, dar de ce spuneai că nu poți să-ți faci o relație liniștită? Ia, măi, că într-adevăr, uite, aici când îți cu camere, când îți cu atâta lume. A, mai te fac și pe ceva... noi atunci, că nu te-am lăsat să mergi la Ionuț. Atunci și asta, dar îs controlat aici și mi se pare că orice aș face, pare că stai că iar a făcut Larisa ceva, iar trebuie să ne despărțim sau iar dacă Larisa ne... face, dacă Larisa face. Măi, ce să fac? N-am făcut o că îmi place de Emanuel. Știi de ce tu ruiai așa? E vorba de asta. Pentru că eram foarte nervoasă, pentru că erai nevorbită. Nu spusesei ce ai de spus, ce aveai tu în suflet. Doamna Andreea, dacă nu se întâmpla ieri dacă nu se întâmpla chestia cu lui, okay, mă... spus așa. Cum? Nu, că n-am avut de ce să-i zic atunci. Nu atunci, a doua zi. Cred că știa și el. Că mi-a zis ceva acolo. Bine, ieri când a venit a doua zi în grădinuță acolo, m-a luat cumva să nu mai fiu nici o supărată, m-a luat cum nu știu ce, că și eu le aveam pe ale mele. Eu am zis atunci că vreau să plec. Dar n-am văzut și eu o discuție normală între voi doi. Tu să-i spui, dar eu așa sunt. Eu am întrebat-o, Andreea, spune-mi ce nu-ți convine. Dacă ei nu-i convine la mine, că eu nu-mi convine mie, că merge ea la club. Și am întrebat-o, altceva ce nu-ți mai convine la mine, spune-mi ca să poate scoatem ceva și punem. Păi, uite, de exemplu, tu despre mine știi foarte multe lucruri. Dar eu, într-adevăr, eu despre el nu știu, ca să zic că a făcut el ceva greșit, să văd cum... ce-o făcut, ca să-mi dau seama ce mă deranjează la tine. Cam ce ai vrea chestia? Să dar nu vreau, măi, dar eu am zis... Nu, de-aia nu am eu ce să zic ce mă deranjează la tine. Păi dacă nu face... Păi și ce se va dacă e așa cu minte, na? Îți pare rău de cu minte. Nu-mi pare rău, cu minte. Dar zic eu că... Iar eu sunt aia care, într-adevăr, iar am făcut probleme. Ce să fac? Ea mi-a spus tot timpul că să-i spun ce mă deranjează. Dacă mă apuc să-i spun ce mă deranjează și dacă spuneam chestiile astea înainte, m-a apucat plânsul. Ea vrea să plece acasă, mi-e și frică să mai spun cum să vorbesc cu ea ca să nu înceapă să plângă, pentru că nu face bine să o văd plângând.